Inevitabilul s-a produs și cunoscutul jurnalist hunedorean Vladimir Brilinski și-a lansat cartea cu care ne amenință de ceva vreme. Născută greu, lucrarea, una de excepție, gravitează în jurul poveștilor, mai mult sau mai puțin știute, despre Sarmisegetuza, regia și cetățile din munții Orăștiei, iar cartea nu se putea numi altfel decât Îndăcitul. Vladimir Brilinski fiind cel mai înfocat păstrător și promotor al culturii daci. Această carte am scris-o foarte greu, s-a născut foarte greu. Prin pandemie, în lockdown, stăteam atârnat ca și copiii pe fereastră și priveam strada goală. Și la un moment dat pe stradă trece o vacă. Și am fotografiat-o, a doua zi m-am trezit cu sute de aprecieri și am spus, pum, dacă pentru o coadă de vacă sunt atâți oameni care sunt interesați de ce spun eu, de ce să nu scriu? Ce să scriu? Ceea ce mii de turiști pe care i-am condus în ultimii 30 de ani mi-au spus să o fac. Scrie, te rugăm, scrie, sunt lucruri care trebuie să rămână. Și așa am scris cartea. S-a născut nu prematur, foarte târziu, aproape 2 ani am lucrat. La un moment dat eram și cu degetul pregătit să dau delete, să șterg tot și să mă apuc de altceva. Este pur și simplu relația mea cu Sarmisegetuza, cu celelalte cetăți dacice, din copilărie, din frage de copilărie până la Senectute. Am scris-o cu dragoste, cu foarte multă pasiune și, așa cum spuneam, foarte, foarte greu. Pot să mă și laud cu un record de Guinness Book. De la decebal încoace, sunt cel mai mare umbletor prin Sarmisegetuza. Am socotit, chiar în ultima zi de mandat ca administrator, am socotit vreo 4500 de urcări. Poate că nici decebal n-am făcut atâtea. Cartea, una care merită a fi citită pe nerăsuflate, reprezintă un veritabil ghidaj prin inima Daciei. Nu, așa cum îl știe toată lumea pe Vladimir Brilinski, intersectând cu scrierea sa poveștile cetăților dacice cu oamenii din ziua de astăzi, care au avut de-a face cu administrarea corectă a regiei, ori doar s-au aflat în treabă. E o carte splendidă, scrisă cu foarte mult talent. E o carte trăită, o confesiune, este răvășitoare, e cartea unei vieți pusă în slujba unei mari pasiuni, e minunată, merită să fie citită, trebuie să fie citită. Îndăcitul sau îndrăcitul? Îndăcitul este o carte prin care îl poți cunoaște pe Nunu așa cum îl știu și cei din familie, care știu că pasiunea sa pentru Sarmisegetuza și daci este mai presus de orice și acceptă acest lucru cu mare drag. M-am gândit în sfârșit că îl bat la cap de ceva vreme și cu cartea asta l-am bătut la cap, cred că am fost cel mai mare dușman al lui când a terminat cartea asta de scris, dar mă bucur foarte mult că și-a pus gândurile pe hârtie și toată viața asta minunată și spectaculoasă pe care o a avut-o. E o carte absolut excepțională, una dintre cărțile mele preferate autobiografice, dintre toate biografiile pe care le-am citit asta, poate și pentru că-s personajul serii principale în carte, dar e o carte chiar, care chiar merită citită, e chiar o poveste de viață extraordinară. De ce iubește Nunu regia? De ce iubește Nunu regia? Nici n-aș ști de unde să încep să-ți povestesc de ce iubește regia. Poate pentru că acolo a copilărit, acolo a prins pentru prima dată rădăcini, acolo cred că a început să prinde drag pentru istoria poporului ăstuia și cumva e locul lui de suflet. Acolo își regăsește întreaga viață de fiecare dată când urcă sus la cetate. Pentru el e ceva nou, e ca și cum o vede prima dată. Dar cel mai bine au vorbit despre carte una care, în cele din urmă, conform prefaței, sunt prezentate iubirile lui Nunu Brilinski, au fost cei care sunt personaje ale lucrării, prieteni de o viață cu autorul. Acolo, în această carte, e Brilinski și cu dragostele lui.
pentru fiecare din ele a ars până la capăt. Altfel, nu știe. Nu poate altfel. N-am cunoscut om care să moară și să renască în fiecare secundă așa cum o face el. Chiar și cartea aceasta, pe care o aveți în față, la care a muncit îndelung, era să nu mai existe. A vrut să o șteargă cu un singur dilit. La ce bun? Pe cine interesează iubirile altuia? În esență, Îndăcitul este o poveste de dragoste, fără îndulcitor și fără conservanți. Sarmizegetuza inima Daciei reale sau imaginare, legată ca ambitura cele două fride de inima acestui om minunat, care și-a găsit rostul în fiecare frunză și fiecare piatră din munții sacri ai strămoșilor. O carte care se citește dintr-o răsuflare, căci e despuiată de înflorituri și artificii literare. E viață pur și simplu. Nici acum nu-mi vine să cred că omul ăsta ne-a lăsat să frunzărim prin inima lui. Dar mulțumesc bunului Dumnezeu că a făcut-o. Și mulțumesc, dragă Nunu, că m-ai lăsat să fac parte din povestea ta. Evenimentul desfășurat la Centrul Cultural Drăgan Muntean din Deva s-a încheiat cu o sesiune de autografe acordate de Nunu, căruia de acum înainte îi se poate spune și în mod oficial Îndăcitul.